Acuzații grave la Spitalul Județean de Urgență din Focșani. Un bărbat îi acuză pe medicii oncologi că nu i-au permis să o înscrie pe mama sa, bolnavă de cancer, în programul gratuit de oncologie. Bărbatul susține că, deși a prezentat un dosar medical complet, medicii au amânat solicitarea până în luna februarie a acestui an. Potrivit bărbatului, mama sa, care a trecut deja printr-o operație la spitalul din Moinești, ar fi trebuit să înceapă imediat o cură de citostatice. Totul este ok, actele sunt în regulă. Mama mea trebuie luată imediat. Și doamna asistentă, cât am în februarie. Și o țin bolnavă acasă. Omul mai spune că medicii de la Focșani i-au propus o altă soluție, și anume să înceapă tratamentul cu citostatice imediat, dar nu la unitatea sanitară din sistemul public de sănătate, ci la cabinetul privat al medicului oncolog. De ce să mă duc la medicul particular, la dumneavoastră, la cabinet? Acolo se poate trata, aici nu poate. De ce să mă înscrie dumneavoastră acolo când mama beneficiază de toate drepturile? Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Focșani spun că la mijloc ar fi o neînțelegere. Posibil ca pacientul să fie cerut să fie înregistrat la un anumit doctor, iar asistentul de serviciu să îi fi spus că în momentul de față doctorul respectiv poate fi găsit doar la cabinetul particular. Bărbatul își susține însă punctul de vedere și spune că nu se va opri aici. El a declarat că va depune plângeri la parchet și că va sesiza și Ministerul Sănătății.